O altă măsură anunțată astăzi de domnul Câțu este aceea că studenții vor avea doar 50% reducere la biletele de tren. O măsură care i-a scandalizat pe mulți dintre studenți. Văzusem foarte multe reacții pe rețelele de socializare și cei drept reacții poate care spun adevărul, da? Toți am fost studenți și știm cât de mult ne-ar fi ajutat un astfel de beneficiu. Am mers mult cu trenul studenție, da. L-am și plătit, că doar și Ceaușescu nu ne dă de gratis. Studenții nu au bani, se știe că na, toată lumea a trecut prin studenție. Se ceva cu banii cu pricina, e un drept al lor, e o chestiune pe care iarăși nu o înțeleg. A ieșit Câțu, domnule, eu nu înțeleg, dragi români, nu înțeleg. Când îți iese ministrul de finanțe și spune la vremea respectivă că să terminăm o dată cu educația și sănătatea priorității, hai să vedem sectorul privat. Când fac toate tâmpenile, cum au reușit să ia atâtea voturi? Este, nu știu cum s-a întâmplat, le respect votul românilor, românii sunt suverani în ceea ce decid, dar iată în ce situație suntem acum. Deci, pe lângă faptul că noi simțim nevoia acută de a investi major în sănătate și în educație, facem meschinării de genul ăsta legate de elevi, de studenți și mai departe și mai mult, în celebru acel plan de reziliență și redresare, față de Ungaria, care, de exemplu, 25% din fonduri le alocă pentru învățământ și învățământ superior, noi avem doar 3%. Adică n-au nici un fel de gândire pentru viitorul acestei țări. Dar chiar se economisesc foarte mulți bani acum, chiar aș vrea să văd, din reducerea aceasta de bilete la tren la studenți și nu gratuitate. Este o gândire contabilă, din păcate este, nu vreau să jignesc contabilii, fiecare are rostul lui în societate, dar când ești la nivelul respectiv trebuie să ai viziune, trebuie să faci management financiar, nu contabilitate. Asta e foarte simplu, oricine poate să o facă. Iei niște anexe, niște hârtii acolo și începi să tai. Apropo de tineret, noi avem mari probleme structurale în această țară. Una din cele mai mari probleme este pierderea de populație, care vine în special pe zona educată. Pentru a reuși totuși să aducem tinerii în, cum să spun, dezbaterea cetății și să-i facem responsabili și să-i facem participanți la decizie, există prin energia lor fundații, asociații. M-am întâlnit ieri cu două, cu asociația, nu vreau să-l spun numele, că e posibil să-l greșesc, că nu țin minte pe deasupra, este vorba de o asociație a studenților din România și cu o asociație pentru tineret, care are adunate vreo 600 de organizații în componență. Și au venit și au spus, domnule, în acest buget, de la 20 de milioane de lei pentru programe pentru tineri, care înseamnă orice, de la ateliere, workshop-uri, orice, care îi aduc pe tineri alături de societate. De la 20 de milioane i-a lăsat cu 4 milioane. Sigur că o să facem un amendament pe chestiunea asta. Dar ce e grav este că se vede lipsa de aderență la agenda publică. Nu se mai investește în educație din România? Nu se investește în educație, nu se investește în sănătate. Oricât ar spune, PSD-ul a investit mult mai mult decât declară dumneavoastră că investesc, mai ales că bugetul de anul trecut a fost cu 23% mai mic decât bugetul anului, ultimului an de guvernare al PSD. Este, din păcate, trăim niște vremuri extrem de rele cu acești oameni la guvernare și asta este, încercăm să corectăm cât putem. Democrația are și asemenea tipuri de accidente. Vom vedea ce putem face ca să nu lăsăm România să meargă la vale de tot.